Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului Clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Alături de mine și alături de dumneavoastră se va afla doamna dr. Margareta Pârvănoiu, medic pediatru în cadrul Clinicii Someșan. Doamna doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Mulțumesc foarte mult. Așadar, malformațiile cardiace și în special malformațiile care apar la vârsta copilăriei. De fapt, ce sunt aceste malformații cardiace congenitale? Malformațiile cardiace congenitale reprezintă totalitatea anomaliilor structurale ale inimii prezente de la naștere, fiind rezultatul unor alterări care se întâmplă în dezvoltarea embrionară cardiovasculară. Apar de obicei în perioada de formare a inimii, în viața intrauterină, congenital înseamnă din naștere. Cuvântul defect sau varianta sa științifică malformație apare atunci când inima sau vasele mari ale din apropierea acesteia nu se dezvoltă normal înainte de naștere, adică în viața intrauterină. De fapt, din ce cauză pot să apară aceste malformații? În majoritatea cauzelor nu se știe cu exactitate de ce apar aceste malformații. Uneori poate fi vorba de infecții care pot să apară în cursul sarcinii. Cel mai des implicat este virusul rubeolei, care poate interfera cu dezvoltarea normală a inimii fătului sau cu dezvoltarea normală a altor organe. Se știe că există o corelație între momentul infecției cu virusul rubeolei și momentul apariției unor malformații. De exemplu, cataracta apare dacă virusul rubeolei este contactat în săptămâna 5-a de sarcină, surditatea în săptămâna 9-a de sarcină, cardiopatiile între a 5-a și a 10-a săptămână de sarcină. Iar dacă infecția survine în jurul între 6 și 9 săptămâni de sarcină, poate să apară, pot fi lezate atât cristalinul, cât și urechea, cât și cordul. Există o legătură și cu ereditatea? Într-o mică măsură există legătură și cu ereditatea, dar pentru că există familii în care există mai mulți copii cu afecțiuni congenitale ale inimii, dar nu putem să spunem cu exactitate că există un factor ereditar. Dar, esențial, riscul de a naște un copil cu malformație cardiacă congenitală crește dacă viitoarea mămică a contactat o infecție în primul trimestru de sarcină sau medicația administrată mamei, consumul de alcool sau de droguri, boli asociate ale mamei, cum ar fi diabetul sau bolile autoimune, factorii toxici externi. Cea mai vulnerabilă perioadă este perioada formării inimii, adică în primele săptămâni de sarcină. Sigur că mare parte din cei care ne urmăresc își pun și întrebarea dacă se pot efectua în timpul sarcinii anumite teste, să spunem, care ar depista eventuale defecte cardiovasculare. Malformațiile cardiace congenitale pot fi detectate, din păcate, cu foarte mare dificultate, chiar și de către ecografiști cu vastă experiență și cu ecografii, cu ecografe de ultimă generație. Important este stilul, este de știut pentru viitoarea mămică că este obligatoriu să efectueze consultații prenatale periodice, iar în cele mai multe cazuri, în funcție de complexitatea afecțiunii, diagnosticarea se poate face orientativ în jurul vârstei de 20 de săptămâni de sarcină. Desigur, dacă aceste malformații totuși apar, ce se întâmplă după naștere? Care sunt semnele și simptomele care ar putea indica un anumit defect cardiac? În principiu, niciun nou născut nu ar putea fi externat din maternitate fără a fi diagnosticat, dar există un mare dar. La externare se examinează inimioara din punct de vedere clinic. În cazul malformațiilor cardiace complexe, simptomatologia poate să debuteze imediat după naștere. În alte cazuri, modificările legate de malformație pot să apară după 3 zile de viață, nou-născutul fiind deja externat. Dacă la domiciliu
nou-născutul prezintă o colorație violacee, refuză alimentația, se neacă la subt, este un copil moale, adică răspunde greu la stimul, poate fi vorba de o malformație cardiacă congenitală, iar în acest caz părinții sunt obligați ca în cel mai scurt timp posibil să ajungă într-un serviciu de urgență. Ce măsuri se pot lua dacă este vorba de astfel de malformație cardiacă congenitală sau care sunt de fapt opțiunile de tratament pentru cei în care, în familia cărora apare un astfel de copil? Terapia malformațiilor cardiace congenitale depinde foarte mult de tipul afecțiunii. Există afecțiuni minore, foarte bine tolerate de către copil, care nu necesită tratament, și există cealaltă extremă care o reprezintă afecțiunile complexe, severe, amenințătoare de viață, care necesită tratament de urgență imediat după naștere. Malformațiile cardiace congenitale sunt anomalii structurale care se pot trata numai și numai prin intervenții chirurgicale. Ca să înțeleagă părinții despre ce este vorba, așa cum obișnuiesc de foarte multe ori să stau de vorbă cu părinții și să încerc să le explic chiar și prin desene despre ce este vorba, trebuie să știm ce este inima. Trebuie să știm că inima în mod normal are 4 camere și are atriu drept și atriu stâng, ventriculul drept, ventriculul stâng. În atriu drept se întoarce sângele neoxigenat din corp, care este apoi împins în ventriculul drept prin valva tricuspidă, care îl împinge prin valva pulmonară în artera pulmonară, prin care ajunge la plămâni și se oxigenează. Apoi, sângele oxigenat ajunge în atriu stâng prin venele pulmonare, este împins prin valva mitrală în ventriculul stâng, apoi în aortă, care împinge după aceea sângele oxigenat în tot organismul, pentru că la toate celulele să fie oxigenate. La nou născut sunt două particularități. Atât, având în vedere că plămânii nu au rol de a oxigena în viața intrauterină, există în mod normal în viața intrauterină două șunturi la nivel cardiac. Este vorba despre canalul arterial care face legătura între aorta descendentă și artera pulmonară stângă și foramen ovalis, care este o comunicare între cele două atrii. Din punct de vedere funcțional, atât foramen ovalis cât și canalul arterial ar trebui să se închidă în primele ore după naștere, de exemplu canalul arterial în primele 10-15 ore de la naștere, din punct de vedere funcțional, iar structural în primele luni după naștere, iar foramen ovalis idem și la fel. Dar în anumite situații, aceste canale rămân deschise și atunci are loc un amestec de sânge oxigenat cu sânge neoxigenat, pe care copilul sau, mă rog, nou-născutul îl resimte. Apar suflurile. Trebuie să știm ce este un suflu. De multe ori s-a întâmplat ca medicii de familie sau chiar și în momentul în care explici unui părinte că copilul are un suflu, se panichează. Și atunci, dacă apar suflurile într-o perioadă mică a copilăriei sau mai târziu, părintele îl interpretează ca un copilul meu este cardiac, copilul meu este bolnav. Nu este așa. Trebuie prima dată văzut ce caracter are acel suflu, pentru că sunt multe sufluri care au caractere benigne, care apar în anumite etape ale copilăriei și pot să persiste până la adolescență. Suflul, ce este suflul? Toată lumea se întreabă ce este suflul, mai ales părinții se întreabă ce este suflul, care înseamnă un zgomot, efectiv un zgomot care poate fi determinat de sângele care circulă prin corp, care poate fi auzit cu stetoscopul de către medicul de familie sau de către medicul specialist. Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului Clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți.